Am vorbit în edițiile trecute despre cum mută toate cele 6 tipuri de piese din șah, și anume regele, dama, turnul, nebunul, calul și pionul. Chiar și un singur pion, dacă ajungem să avem un plus și schimbăm toate celelalte piese, putem apoi să-l transformăm, așa cum am văzut în ediția trecută, în damă, dacă dorim acest lucru, sau la nevoie în turn, nebun sau cal. Și apoi, bineînțeles că trebuie să știm să și dăm mat cu dama pe care, de exemplu, am transformat-o și o avem acum în plus. Altfel, nu putem să câștigăm o partidă de șah dacă nu știm să dăm matul cu o damă, cu două turnuri și așa mai departe. Dacă am încercat doar să dăm șahuri regelui negru, nu ne-ar ajuta la nimic, ne-am plimbat degeaba pe tabla de șah. De aceea, interesant este că matul cu dama presupune să ne plasăm în formă de L față de regele opus, chiar acel L pe care îl formează mutarea calului. Și spun că este interesant pentru că dama, știm foarte bine, mută drept precum turnul, mută în diagonală precum nebunul, dar nu mută în formă de L. Deci dama E3 în această poziție nu dă șah regelui negru, dar exact asta ne dorim, să nu-i dăm șah, ci să-i tăiem tot câte o linie, câte o coloană, până când să-l îndreptăm spre unul dintre colțuri. Putem să ne alegem oricare dintre colțuri, dar în acest moment, dacă regele este pe coloana D, preferăm să ducem regele spre colțul din A8, pentru că este un pic mai aproape decât în H8. Dar am fi putut, în funcție de poziție, să ne alegem ce colț dorim. Iar în această situație, dacă am ales colțul A8, jucăm, cum am arătat, dama, nu atât de aproape încât să ne-o captureze regele, bineînțeles că ar fi remiză și am pierde dama, nu am reușit să câștigăm, dar nici nu încercăm să-i dăm șahuri. Ne oprim în formă de L față de regele negru, suficient de aproape încât să-l obligăm să se retragă. Ar putea negru să răspundă cu rege D6, rege C6, dar probabil că cel mai puțin se retrage atunci când joacă rege C4. Încearcă să se ferească de colțul acela. În acest moment putem să schimbăm colțul, să jucăm dama E5 și să mergem spre celălalt colț, sau să ne continuăm ideea. Cel mai simplu și clar este să ne continuăm ideea și jucăm tot în formă de L, ca și când am dat șah cu un cal, pe D2 și am mai tăiat încă o coloană. Acum are de ales între B3, care pare că se depărtează de A8, dar de fapt se apropie ca și coloană, sau poate să joace înapoi, să rămână pe coloana C, dar să se apropie cu o linie de linia A8. Indiferent de răspunsul negrului, să spunem că alege să joace în B3, venim din nou în formă de L și am mai tăiat o coloană. Acum nu are alte variante. Dacă ar veni în A2, am putea să schimbăm colțul și să jucăm în C3. Dacă rămâne în B4, continuăm cu același procedeu până când, oricât se ferește să meargă spre colț, nu are încotro, venim tot câte un pas, câte un pas. Și acum este foarte important, în momentul în care a ajuns în colț, să nu venim aici în B6. Dacă am făcut această greșeală, se regăsește foarte des în partidele juniorilor. Negrul nu este în șah, este la mutare, nu are ce să joace, este poziție de pat și n-am obținut decât jumătate de punct. De aceea, cum spunea antrenoarea mea, 1, 2, 3, stop! Să avem grijă să nu jucăm pe al treilea câmp, ci pe al patrulea. Acesta este locul în care trebuie să ne plasăm în final. Deci am tot venit în formă de L, exact ca și când am fi dat șah cu calul, dar în final trebuie să ne retragem puțin și să-i lăsăm astfel regelui negru posibilitatea de a muta. Nu are încotro, trebuie să joace, iar în timp ce se va plimba pe cele două câmpuri pe care le-am lăsat, noi venim cu regele până exact în C7, nu cumva în A6, pentru că dacă am venit cu regele până în A6, din nou ar fi pat și n-ar avea unde să mute. Venim cu regele prin exterior până în C7 și apoi vom da mat cu dama în B7. Așadar, indiferent unde este plasat regele, vom veni
Într-o partidă normală, negrul ar fi cedat deja. Nu stătea să verifice dacă știm să dăm mat cu dama, dar cine știe, poate într-o partidă de blitz, unde nu este increment, se mai joacă și urmează dama B7 cu mat. Acesta este matul cu dama, trebuie să-l jucăm cu foarte mare ușurință, nu atunci să stăm să ne gândim cum dăm mat cu dama, nu este complicat. Evităm să dăm șah regelui negru, îi tot tăiem câte o linie, câte o coloană până când ajunge în colț, apoi venim cu regele prin exterior și pregătim matul. Este mat pentru că regele nu poate să ne captureze dama fiind apărată de regele nostru și nu are niciun câmp pe care să poată să joace unde să nu fie în șah. Acesta a fost matul cu dama și continuăm data viitoare cu matul cu două turnuri.